Așa cum ați văzut în online, pe paginile noastre, noi luni nu ne-am plictisit deloc la invitația unui partener și prieten. Am fost pe circuit la Dâncata să încercăm un challenge. Împreună cu Marius Copil, care a fost capul răutăților, cel mai iute serviciu de tenis din România și în top 10 mondial. Bună dimineața! Dimineața! Și pentru că aveam nevoie și noi de jucăria noastră, l-am chemat și pe Cătălin Cazacu, campion moto și nu numai. Bună dimineața! Bună dimineața, Dani! Ce dor mi-a fost de tine, chiar am vrut să zic două zile la rând, așa, să ne vedem. Chiar mi se pare obișnuință, da. E cam mult. Da, e cam mult. E cam mult. Da, jumătate de an nu ne mai. Povestea a început foarte simplu, am vrut să vedem dacă ne putem apropia. Eu cu mașina de curse și Cătălin cu motocicleta de serviciul lui Marius, care este tare. Ai știut dintotdeauna că ai serviciu atât de tare, de când erai mic? Păi, sincer, să continui cu tenisul, tata a trebuit să... Adică eu făceam fotbal, sincer să spun. Și tata, făcând rugby, mi-a zis că dacă vreau să continui cu fotbalul, trebuie să merg și la tenis. A, ok. Atunci am zis, ok, mă duc la tenis, doar dacă pot să servesc și să dau smash-uri. Deci, de mic copil, 3 ani de zile, eu asta am făcut. Am servit și am dat smash-uri alea care îmi vin loburi, știi, peste mine și... Am înțeles. Mingile alea super spectaculoase. Și cred că de acolo... Ți-a rămas mâna așa de bună. Marius este foarte înalt, probabil la televizor nu vă dați seama, tenismenii buni sunt și înalți, ceea ce mă enervează total. Poți să te ridici, te rog? Hai. Uite, eu care am o înălțime normală, știe toată lumea, Marius are o înălțime... Da, nu știu ce să zic despre înălțimea normală, chiar asta am vrut să zic. De înălțimea normală, da. Da. Puteai fi... ți-a fost doar de mine, tocmai ai zis că... Cătălin, puteai fi un tenismen bun, da. Și un prieten mișto, da. Dar... Așa nu sunt niciun, ai timp. Cât mergi în mod normal cu motocicleta de iute pe circuitul de la Dâncata? În mod normal, un top speed? Un top speed este la finalul liniei drepte undeva la 280 și de kilometri. Depinde de condițiile atmosferice. Știi bine, aderența ne condiționează. Dar deci te apropii de 200. Da. Ok. Da. Eu cam 200. Eu mă apropii foarte tare de 240 la oră. Nu putem să vă zicem cine ce a câștigat. Challenge-ul a conținut și nivelul de fitness și felul în care s-a comportat inimioara noastră. Am întrebări tehnice. În primul rând, vreau să știu dacă te-ai îngreșat sau ai slăbit în pandemie. Sportivii în general au avut o problemă în pandemie. Da, eu am pus cam 8 kg. 8 kg? 8 kg, da. Dar nu numai grăsime. Nu. Am și câțiva mușchi. Că n-arăți grăsuț, de asta zic. Nu. Cred că vreo 4-5 de mușchi și vreo 3-4 de grăsime. Cătălin, te-ai îngreșat sau ai slăbit în pandemie? Când a spus Marius 8 kg, chiar așa mi-a crescut inima, știi? Dar și eu m-am îngreșat vreo 5, dar doar de grăsime la mine. Asta este, acum... Ok. Noi în sporturile noastre n-am avut cum să ne antrenăm. Sigur că mai puteai face ceva fizic acasă. Da. Dar n-ai avut unde să dai minge și cu cine, practic? Corect. Da, mi-a prins foarte bine, sincer să spun, pentru că în toată cariera mea am avut doar un concediu anul trecut. Da. Vreo 5 zile, da, și în rest am fost doar pe teren, am mers la turnee și m-am pregătit. Marius stă și la Miami, unde are condiții bune și temperatură de joc, dar nu știu dacă îl urmăriți foarte îndeaproape sau poate dacă nu sunteți fani adevărați, Marius este proaspăt tătic. Deci a picat pandemia numai bine, pentru că altfel bebelușul, bebelușul te vedea la televizor. Da. Sincer să spun, eu mă bucur enorm de mult că a venit pandemia asta, să pot să-l văd crescând, să văd fiecare pas, așa cum se dezvoltă. Cât are acum? Ieri am plinit 5 luni. 5 luni să-ți trăiască. Mulțumesc. Cătălin? Eu nu m-am bucurat de pandemie, dacă na. Și a mea am plinit 10 ani, deci nu mai, cred că nici lui nimeni cu mine stătea cu mine. Să știi că toată lumea te știe de burlacul răit. Sunt doamne care nu știu că tu ai și copil, ai lăsat și moștenitor, iată. Da. Cu fața asta. Da. Dar să știi că sufletul contează, că tu știi cel mai bine. Da. Planuri sportive pentru anul ăsta, Marius? Să mă antrenez cât mai bine și aștept să putem începe din nou cu turneile, să văd când și unde. Nu avem un calendar în cap, nu știm unde vom juca oficial prima oară. Este deja în America, se spune că începe undeva în mijlocul lui august, dar mie mi-e foarte greu să cred că va începe acolo. Da.
Și rămâne de văzut. Acum am văzut că s-au anulat unele turnee mai mici. Pe 15 sau pe... Da, între 15 și 30 avem un call cu cei de la ATP să ne spună exact ce va rămâne. Și ei decid la urmă. Da. Cătălina a avut o cursă de coșmar. Da, planurile mele s-au năruit cât de curând. Sau n-am. Cel puțin sezonul 2020 arată cu un semn mai mare de întrebare decât era până acum. Da, suntem optimiști. Tu știi cum e în sporturile cu motor. Până la ultima cursă niciodată nu știi, pentru că nu este doar de noi, mai e și un fier care trebuie să funcționeze. Cătălin s-a calificat foarte bine, a plecat din prima linie la ultima cursă și a descoperit în primul viraj că viața nu e chiar așa de frumoasă, a trebuit să abandoneze pentru că l-a trădată motocicleta. Cam viața. Exact. Pentru restul challenge-ului, evident, nu vrem să vă divulgăm, să vedem cine stă mai bine cu inima, cine stă mai bine cu consumul de calorii, respectiv cine a fost mai iute pe circuit. Vă rog să ne urmăriți paginile, în câteva zile vom pune tot filmulețul. Mulțumim, Marius, în primul rând că ai acceptat să intri în toată povestea asta și să ne distrăm o zi întreagă. Cătălin, ți-aș mulțumi și ție. Da, nu-i problemă. Dar nu știu de ce. Sentimentul e reciproc, așa că nu. Să ne vedem cu bine și succes în sporturile voastre. Fiecare la rândul lui face sportul cât poate de bine, evident, mai ales că suntem în campionate cu puncte și nu doar de distracție. Să ne vedem cu bine, domnule. Mulțumim. Numai bine. Îl salutăm și pe tata Jean. Noi pe Marius copil știm de la taicăsu. De fapt, noi am făcut mai multe întâlniri și chiar șprițuri la Arad, înainte să-l știm de adevăratele pe Marius copil. Și cum zicea și taicăsu, mă, băieți, nu știu cum e la voi la București, dar de când s-a mutat al meu la București, sportul ăsta, tenis, mă costă tot mai mult. Ceea ce e așa și era. Viața de București.